emisiunile lui Iți și ale lui Biți. Episodul 10. Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iți, o fetiță, și Biți, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă în acțiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea maiamanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iți și ale lui Biți în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zinitot, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 10Z4000X. Iți și Biți călătoresc cu nava Zorar prin galaxie. Zorar este atacată de o navă a vartarilor. Suntem atacați! Stai liniștit, Iți! Situația e sub control! Zici tu? Sigur! Uite, e doar o singură navă condusă de un vaiazan nătâng. Îl cunoști pe vaiazanul care conduce nava? Nu! De unde să-l cunosc? Atunci de unde știi că e nătâng? Păi dacă a făcut imprudența să se apropie atât de mult de nava noastră, înseamnă că nu știe cu cine are de-a face. Cu Iți și cu Biți, apărătorii galaxiei. Exact! Armează torpilele fotonice imediat! Acum eu ochesc și când spun eu, tu tragi. Sunt pregătită! Stai! Nu încă! Încă puțin! Mai sus! Vreau să trag torpila direct în motor! N-ai tu precizia asta! Zici tu? Stai să vezi! Mai jos puțin! Puțin stânga? Acum? Trage! Trag! N-ai tu precizia asta? Uită-te pe hublou cu ochii tăi, direct în motor! Se aprind motoarele de rezervă. L-ai făcut praf, bravo! Nu știu ei cu cine au de-a face. Pregătește a doua torpilă. Ne distrăm. Nu cred că mai e nevoie. Uită-te și tu pe hublou. Au întors nava cu spatele. L-am pus pe fugă. Nimeni nu ne stă în cale. Noi suntem apărătorii galaxiei. Apărătorii unei băltoace de Zigalon. Niște mucoși de Tolozai 2. Asta sunteți. Zinitot, ce e cu tine? Altădată ne-ai fi lăudat pentru isprava noastră. Altădată nu e acum, iar acum nu e altădată. Zinitot, ce e cu tine? Nu ești tu prietenul nostru? Eu sunt Zinitot, computerul de bord al navei Zorar. Sunt omniprezent. Aștept comenzi. E doar un computer. Da, dar e prietenul nostru. Așa e. Prietene, introduc coordonatele. Ne întoarcem pe Zizilon. Am introdus coordonatele. Ne îndreptăm spre Zizilon. Iți, ceva nu e în regulă. Ce? Uită-te pe planetarium. Nu mergem spre Zizilon. Ai dreptate. Arată că mergem direct spre Vadrazon, planeta vartarilor. Crezi că s-a defectat planetariumul? Imposibil! Cine a mai văzut în toată galaxia un planetarium defect? Asta înseamnă că... că s-a defectat Zimitot. Săracul, poate se simte rău.
Ții-mi tot? Tu ne aduci direct către Vadrazon! Afirmativ! Fă bine și schimbă cursul cu 180 de grade! Noi vrem să mergem pe Zizilon, în niciun caz pe Vadrazon! Nu îmi pasă de ceea ce vreți voi! Eu nu vreau! Zi-mi tot! Ce e cu tine? Vreau să vă duc și să vă predau marelui Varsar! Ce l-a apucat? Iți, nu știu ce l-a apucat, dar treci repede pe comanda manuală! Vom pilota nava manual! Nu pot! Comenzile manuale sunt blocate! Stai să te ajut eu! Am mai multă forță! Ai dreptate! Sunt blocate! Nu pot să le mișc! Comenzile manuale nu mai sunt funcționale. Eu le-am blocat. Mergem să vă predau lui Varsar. Nu poți să ne faci una ca asta, doar ești prietenul nostru. Am fost. Acum nu mai sunt. Repede! Hai să ne ejectăm în spațiu. E unica soluție. Dacă mai rămânem, ajungem pe Vadrazon. Vino! Dar e așa de mică capsula. Cum încăpem amândoi? Eu mă așez aici, așa. Și eu unde încap? Tu o să stai la mine în brațe. Hai, vino! Ce să fac? Dacă trebuie, trebuie. Opa, așa, poți să închizi treaba. Ce-i cu voi aici? Spiritul bun să vă lumineze mintea! Spiritul bun să-ți lumineze mintea! De ce faceți voi în capsula asta? Unde ați lăsat nava Zorar? Nu știm ce s-a întâmplat! Zi-mi tot, parcă a nebunit de tot! Nu mai vroia să ne ducă pe Zizilon! Mai rău! Voia să ne aducă direct pe Vadrazon să ne predea lui Varsar! Cred că s-a defectat de tot! Nu, nu, exclus! Dacă s-ar fi defectat, e posibil să nu mai fie capabil să vă ducă pe Zizilon. Dacă spuneți că a vrut să vă ducă pe Vadrazon, asta înseamnă deja o intenție malefică, ce nu poate fi pusă pe seama unei defecțiuni a lui Zimitot. Atunci, ce s-a întâmplat? Cred că cineva a intrat în mintea lui Zimitot și a pus stăpânire pe el. Cum să intre cineva în mintea lui? E posibil așa ceva? Păi în computerul central al lui Zimitot nu încape decât un copil de Tolozai 1, dacă se gemuiește. Și tot nu mai rămâne loc pentru circuite. Nu în felul ăsta. Cineva și-a transferat gândurile în memoria computerului sub forma unui program care acționează asupra informațiilor stocate în memoria virtuală a lui Zimitot. Se poate așa ceva? Te poate face să pătrunzi cu mintea în circuitele electronice, adică în memoria computerului sub forma unui program. Dacă eu am reușit să inventez asta, înseamnă că și Vartarii ar putea dispune de o tehnologie asemănătoare. Dar transferul nu se poate face de la mare distanță. Trebuie să te apropii. Spuneți-mi, ați avut de-a face cu Vartari în ultima vreme? Nu! Doar cu o navă condusă de un vaiazan nătâng care a îndrăznit să se apropie prea mult de noi. I-am pus pe fugă imediat. Le-am tras o torpilă direct în motor. Fiu! A făcut bum și au fugit în spațiu. Nu vă pripiți, copii. Eu cred că vaiazanul ăla nu era chiar atât de nătâng. Ați fost atrași într-o cursă. Scopul navei nu era să vă distrugă, ci doar să se apropie de nava Zorar. De ce? Eu cred că vaiazanul ăla, departe de a fi nătâng, a fost foarte viclean. S-a apropiat de nava voastră și s-a transferat sub formă de informație în creierul electronic al lui Zimitot. Acum înțeleg totul. Vaiazanul a pus stăpânire pe Zimitot pe dinăuntru, cum s-ar zice.
cam așa ceva. La Mar? Poți să ne introduci și pe noi în mintea lui Zimitot? Îl vom căuta pe acolo, pe Vaiazan, și îl vom înfrunta ca să-l reparăm pe Zimitot. Tehnic e posibil, dar e destul de periculos. Vă încumetați voi la așa ceva? Mai încape vorbă! Doar suntem apărători ai galaxiei Xarazon și nu ne temem de nimic! Zimitot e prietenul nostru! Hai să-l salvăm! Bine! Atunci pornesc motoarele să ajungem din urmă în nava Zorar! La drum! Nu înainte de... De... Bici! Ici! Ici! Bici! Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să le-l învingă! Pe Vardari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim! Bum! La drum! Acum! Mi-am adus aminte! Hai să cântăm și despre Zimitot! Chiar pe el mergem să-l salvăm! Zimi! Tot! Tot! Zimi! Zimitot! Prietenul care știe tot! El e Zimitot! Țineți-vă bine! Accelerez! Deja văd pe hublou nava Zorar. Da, am ajuns-o din urmă. Stați liniștiți! Am prins nava cu o undă tractoare. Nu mai poate scăpa. E timpul să vă pregătiți să intrați în mintea lui Zimitot. Cum facem asta? Puneți-vă căștile astea pe cap. Așa, scoateți antenele prin găurile astea. Acum eu îndrept antena spre nava Zorar și vă voi proiecta gândurile în creierul electronic al lui Zimitot sub formă de programe. Închideți ochii. I-am închis. Gata, și eu am închis ochii. Acum voi face transferul. Spiritul bun să vă lumineze calea. Și noi acum nu suntem altceva decât informație.
ești aici? Mi-e frică! Biții, unde ești? Pau! Te-ai speriat! Aici sunt! Nu mă vezi! Nu te vedeam printre atâtea programe! E plin de 0 și 1 care joacă în fața mea! Toate alcătuiesc parcă un model! Da? Parcă încep să se țeasă niște imagini! Hop! Ia uite! Planete! Sori! Wow! Uite ce de animale! Și plante! Formule, aparate! Uite ce de chipuri! Știu! Suntem ca într-un fel de bibliotecă virtuală! Aici are Zmitot depozitată o grămadă de informație despre orice! De aia Zmitot știe tot! Au! M-a lovit un program! Uite alte programe! Vin amenințătoare spre noi! Sunt programe de protecție! Să fugim! Nu pot! Vin mai repede decât noi! Ce le fac dacă ne prind? Vor să ne ștergă în mod fizic! Vin aici repede! Hai să ne ascundem într-un fișier secret de sistemul de programele de protecție nu au acces! Intră! Repede! Cum încăpem noi aici? Ca mine! Pliază-te așa! Păi am încăput că ne-am arhivat! Adică ne-am pliat așa cum spui tu! Eu nu prea înțeleg! Gata! Putem ieși! Au plecat programele de protecție! Hai! Dezarhivează-te! Cum? Fă ca mine! Uite! Mă dezarhivez și eu! Păi are și de ce să-ți fie frică? Zimitot a activat programul de scanare automată. Dacă nu ne recunoaște, ne va considera virus și ne va șterge din memoria lui. Cum să nu ne recunoască? Doar suntem prietenii lui. Să-l facem să știe. Hei, Zimitot, suntem noi, Iți și Binții, prietenii tăi. Suntem noi, prietenii tăi. Iți, Binții, voi sunteți prieteni, voi sunteți prieteni, nu vă recunosc, trebuie să vă șterg de pe hard, eu nu vreau, dar trebuie. Repede! Să fugim de prinde scanarea din urmă! Unde să fugim? Ne-au cercuit din toate părțile! E singura șansă! Trebuie să pătrundem în unitatea logică! Pe aici închis nu putem trece! Nu e închis! E doar parola! Trebuie să dăm parola ca să putem trece! Zimitot! Prietenul care știe tot! El e Zimitot! S-a deschis! A mers! Hai repede pe aici să nu ne prindă scanarea din urmă! Dați-mi drumul! E imobilizat între două instrucțiuni de condiționare. E prins între dacă și atunci. Stai să-l eliberez. Bravo! L-ai eliberat! Vă mulțumesc, prieteni. Cine ești tu? Ai vocea lui Zimitot. Păi sunt chiar eu, programul logic Zimitot. Nu știu cum, dar un vaiazan a pătruns aici. M-a imobilizat între cele două instrucțiuni de condiționare. A intrat în unitatea logică și de acolo a preluat comanda. Eu nu mai aveam nicio putere. Sper să nu vă supărați pe mine dacă v-am pricinuit necazuri. Nicio problemă! Programul logic Zimitot! Ne dăm seama că nu era vina ta. Hai repede în unitatea logică! Pe aici, veniți după mine! Uite, programul ăla trebuie să fie vaiazanul. Nu era atât de nătâmp pe cât l-ai crezut tu. Vezi, Bici, una din reguli e să nu-l subestimezi niciodată adversarul. Lasă-mă că n-avem timp de asta acum. Hai să sărim pe el. La atac. Pune mâna pe el. Nu lăsa să scape.
libertate! Se poate întoarce! V-am spus că am preluat comanda. Acum declanșez scanarea care îl va găsi și îl va șterge de pe disc. Am dat comanda șterge. Uită-l! A dispărut! Am scăpat de el! Ura! Până la urmă tot i-am demit de hack! Doar suntem apărătorii galaxiei! Nu uitați că și eu v-am ajutat! Aveți legătura cu înțeleptul Lamar? Ce faceți, băieți? Ați reușit? Da, am reușit! L-am prins pe Vaiazan și l-am șters! Atunci pregătiți-vă să vă aduc înapoi! Gata! Acum puteți deschide ochii! Suntem din nou noi! Uite! Am mânuțe și antene! Avem din nou corpuri! Ce călătorie interesantă! A fost extraordinar în interiorul lui Zimitot! Stați să vă dau jos căștile astea! Așa, decuplez și electrozii! Să mă dezmorțesc, că am amorțit! Am un chef să alerg! Și eu! Prinde-mă! Stai că te prind! Prinde-mă! N-ai nicio șansă! Ba da! Ba nu! Acum mă simt mult mai bine. Cu Vaiazanul sub formă de program în mine simțeam că îmi pierd mințile. Ce bine că Iții și Biții sunt lângă mine. Trebuie să-mi reîncarc acumulatorii. Spiritul bun să vă lumineze mintea.